Bună, dragilor! Bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi reluăm seria Clona Perfectă. Începem sezonul 2, sezon în care rămânem în sfera lui Lancôme, dar schimbăm parfumul și l-am ales pe Tresor. Un parfum nu foarte clonat și poate mai puțin plăcut de populația feminină, cred eu, dat fiind faptul că nu am găsit multe recenzii ale lui. Am găsit totuși câteva clone pentru el, dar în orice caz va fi un sezon mult mai scurt față de primul, în care am vorbit despre La Vie Belle, tot de la Lancôme, care are 10 de clone, așa că dacă vreți să vedeți acele clipuri, vă las link în bara cu descrieri pentru fiecare în parte. Tresor este un parfum puternic, cu personalitate din punctul meu de vedere, are foarte multe note, e o amestecătură care uneori chiar îți poate da durere de cap și îmi e foarte greu să îl descriu. L-am mai testat eu în trecut, dar nu mai mi-amintesc mare lucru, deci e un fel de prima impresie în acest videoclip. Și după cum am spus, îmi e foarte greu să îl descriu pentru că e așa o amestecătură de note din care nu prea reușesc să deosebesc ceva anume. Îl simt ambrat și puțin dulce, dar nu știu de la ce vine acel dulce și mai simt și un miros așa de detergent, de Savex, dacă știți cum miroase Savex. Nu-mi displace acest miros, dar nici nu e ceva ce aș vrea să miros în permanență. Aș fi tare curioasă să-mi spuneți cum îl simțiți voi, pentru că pe mine nu se potrivește deloc descrierilor pe care eu le-am găsit în online. Acum, na, e drept că eu l-am picurat, că eu am doar o miniatură și nu are pulverizator, dar totuși mă gândesc că diferența nu ar trebui să fie atât de mare. Nu i-am testat persistența și siajul, că nu ar fi corect, dar nu sunt mulțumită de persistența pe care a avut-o în această comparație, având în vedere că în sezonul trecut La Vie Belle tot picurat a fost și a avut performanțe mult mai mari. Dar aia e, atâta poate el să facă pentru mine. În acest prim episod îl voi compara cu un parfum despre care am citit în online că ar fi similar lui și este vorba despre Faraway de la Avon. Un clasic, aș putea spune, are ceva istorie în portofoliul Avon și cred că foarte multă lume îl cunoaște. Nu este pe gustul tuturor, dar nici nu se potrivește oricui din punctul meu de vedere. Eu cred că se potrivește persoanelor cu caracter puternic, cu personalitate impunătoare și cu o stimă de sine foarte crescută. Al meu este aproape terminat pentru că este într-un proiect de tip Project Pen, altfel nu ar fi fost nici măcar pe aproape. În trecut l-am achiziționat de multe ori pentru că mi-a plăcut tare, tare mult, dar când am rămas însărcinată cu băiatul nu l-am mai putut suporta, bine, nu doar pe el, pe majoritatea nu le mai puteam suporta, aproape toate îmi dădeau stări de greață și de amețeală. Din câte mi-amintesc, un an jumate cred că nu am folosit deloc parfum, iar după ce am putut folosi parfumuri, acesta nu mi-a mai plăcut, mirosea ciudat, bătrânicios, ca un dulap cu haine și naftalină. Eu așa îl simțeam, așa că l-am abandonat vreo, nu știu, 6 ani. Sincer, am vrut de multe ori să-l dau, dar nimeni din anturajul meu nu-l vroia. Nu înțeleg de ce, dar nimeni nu l-a vrut, așa că m-am gândit să-l dau la un giveaway, dar am avut o sclipire și un semn să-l bag într-un proiect și să-i mai dau o șansă și bine am făcut că am revenit la aceleași sentimente. Aceleași sentimente din trecut, când iarna îmi dădea un aer cald, nu știu, mă simțeam bine. Un miros așa arzător din punctul meu de vedere, cumva ilang ilang cu ambră și ceva pudrat, care în acest parfum nu mă deranjează. Cred că este vorba despre gardenie, deși nu-mi plac parfumurile cu gardenie, în acesta nu mă deranjează. Mi se pare că îi aduce un plus de căldură și îi mai domolește tăria. Acum am abuzat de el în perioada iernii, l-am folosit zilnic fiind în proiect, dar voi recumpăra o variantă mai mică, nu mai vreau 100 de mililitri, că nu e de purtat zilnic, e mai mult pentru acele zile geroase de iarnă. Și oricum nu este un parfum pentru toată lumea, deci nu încurajez purtarea lui la muncă sau la piață, decât dacă ești îmbrăcată impunător. Eu cam așa îl văd, purtată de o femeie puternică, deși la mine nu e o regulă asta, e după piticul meu de pe creier. Spre exemplu, eu îl port și seara la culcare și dimineața uneori și oricând mă simt eu strong așa. Dana, sunt și genul de persoană dominantă. În orice caz, nu recomand purtarea lui la prima oră pentru a nu deranja stomacul altora și nici la culcare dacă nu dormiți singure și nu doriți să omorâți pe toți din jur.
Acum să trec și la comparație, apoi mai revin asupra lui. Am aplicat ambele parfumuri pe câte o încheietură, Faraway a fost cel care a învăluit încăperea, ambele au intrat direct în note, nu au avut niciun iz alcoolic, ceea ce mi-a plăcut maxim. Este ceva puternic, oriental, care seamănă, dar nu sunt la fel. În primele 15 minute, la Faraway predomină nota de ilang ilang, iar la Trezor eu zic că piersic aș face de cap, eu așa simt. După 30 de minute, parfumurile sunt în aceeași categorie, dar cu mirosuri diferite. Din punctul meu de vedere, nu se pot înlocui unul pe celălalt, dar nici nu se pot completa. Așa că nu se pot aplica împreună. Sunt două parfumuri de sine stătătoare cu ADN propriu, care ambele fiind destinate aceleiași categorii de femei. Femei care preferă parfumurile ambrate, orientale, grele și cu personalitate. Timp de aproape 4 ore nu s-a întâmplat nimic, nimic nu s-a schimbat. După acele 4 ore, intensitatea lui Tresor a început să scadă, ca în aproximativ 6 ore să nu se mai simtă deloc. După 9 ore am făcut baie și a dispărut și Faraway, dar ar mai fi rezistat multă vreme. L-am mai testat în trecut și se vede acest lucru, bineînțeles, și vă pot spune sigur că siajul este super. L-aș dâră după tine, atât în spațiile închise, cât și în aer liber. Persistența e și lăudabilă, aplicat doar pe piele se duce către 10 ore, aplicat pe haine și în păr merge 13 ore plus cu siguranță. Pot să spun sigur că nu este similar lui Tresor, este în aceeași categorie, parfumuri puternice, ambrate, în rest nu au nimic în comun legat de miros. Dacă vă plac mirosurile puternice, merită avute în colecție ambele, chiar în același timp. Dacă vă doriți un parfum puternic în aceeași zonă cu Tresor, aceasta este alegerea cea mai bună din punctul meu de vedere. E chiar mai puternic decât Tresor. Nu știu, pentru mine, similar, e mult spus pentru aceste două parfumuri. Pentru mine, similar înseamnă la fel și ele nu sunt la fel, nici măcar pe aproape. Pot spune că sunt în aceeași categorie de miros, note și atât, nu găsesc un singur cuvânt pentru a descrie, pentru a defini acest lucru, dar mă gândesc că înțelegeți ce vreau să spun. De data aceasta nu voi acuza persoana care a spus că sunt similare, deși nu este așa, tind să cred că a vrut să aducă în atenție faptul că Faraway se potrivește persoanelor care îndrăgesc Tresor, fiind în aceeași grupă de note. Acestea fiind spuse, eu aș fi curioasă dacă voi ați încercat aceste parfumuri și ce părere aveți despre ele, dacă vi se pare că sunt similare sau că seamănă în vreun fel mai mult decât mi se pare mie. Nu uitați să vă abonați acestui canal dacă vă place ceea ce postez, să dați un like acestui videoclip că să știu că v-a plăcut, să-mi spuneți părerile voastre în comentarii, abia aștept să le citesc, nu mai lungeți vorba, vă pup, pa, pa!